Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe coduri roșii în urmă cu câteva momente pentru mai multe județe și zone ale României. Sunt anunțate fenomene meteo extreme. În primul rând e vorba de precipitații extrem de abundente. Unele dintre zone sunt avertizate că vor depăși aceste precipitații 50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, o avertizare, o alertă extremă pentru furtună cu viteza vântului rarafară între 80 și 100 de km pe oră, grindine de dimensiuni medii și mari, perioada de manifestare până la ora 22:45 și cei de la ISU Gorj, despre Gorj vorbim, avertizează că nu trebuie staționat sub arbori, luați măsurile de adăpostire, autoprotecție. Haideți să luăm pe rând zonele care sunt avertizate cu cod roșu, pentru că cele mai multe dintre ele începe chiar acum, în câteva momente, această avertizare. Vorbim despre județul Arad, primul dintre ele. Rafale de peste 100 de kilometri pe oră, vă spuneam, din privința Aradului, în Dol și Mehedinți, vijelii puternice, de asemenea cod roșu de ploi și vijelii, județul Alba, Mureș și Sibiu. Sunt mai multe avertizări, lista localităților de asemenea o să fie, o găsiți pe site-ul Antena 3, www.antena3.ro, de acolo vă puteți culege în orice moment informațiile de care aveți nevoie, așadar de la ora 22:10, de la ora 22:25 încep aceste avertizări pentru diverse localități din județele Arad, Alba, Dolj, Mehedinți și Gorj. Vă vom ține la curent cu informațiile suplimentare care vin de la Autoritatea Națională de Meteorologie, dar și de la Inspectoratul pentru Situații